Toți aceia dintre dumneavoastră care aveți bucuria să urmăriți textul Scripturii, vă invit să deschideți la Cartea Judecător de la capitolul 16. Intenționez să citesc de la versetul 5 până la versetul 21. Paginile în Biblie pentru cei ce au păstrat încă ediția preotului Cornilescu, 279, respectiv 280. Acesta este cuvântul pe care cred că l-am primit din partea lui Dumnezeu pentru mine și pentru dumneavoastră în această seară. Câteodată noi încercăm predicatorii să ne schivăm spunând pentru dumneavoastră, însă cred că în primul rând e pentru mine. Pentru că nevasta mea m-a învățat că până n-a gustat ea din mâncare și nu a ieșit așa cum dorește, nu mă cheamă la masă niciodată. Dacă vede că lipsește o țără de delicat, zice, bă, mai pun un pic și apoi, după ce și mâncarea bună, zice, iubitule, vină la masă. Acum, să știți că și noi suntem un fel de bucătar spiritual pentru sufletul omului. De aceea, cred că astăzi am avut suficient timp de la slujba de dimineață până seara și să mă odihnesc, dar și în același timp să reflectez la cuvântul lui Dumnezeu din seara asta, și am simțit că din partea lui Dumnezeu acesta este mesajul potrivit. Se va vedea la final. Eu vă încurajez să credeți. Judecător, capitolul 16, de la versetul 15, cuvântul Domnului spune în felul, de la versetul 5, cuvântul Domnului spune în felul următor. Domnitorii filistenilor s-au suit la ea și i-au zis, în duplecăl și află de unde îi vine puterea lui cea mare și cum am putea să-l biruim ca să-l legăm și să-l slăbim, și îți vom da fiecare câte 1100 de sicle de argint. Dalila a zis lui Samson, spune te rog, de unde îți vine puterea ta cea mare și cu ce ar trebui să fii legat ca să fii biruit? Samson i-a zis, Dacă aș fi legat cu șapte funi noi, care să nu fie uscate încă, aș slăbi și aș fi ca orice alt om. Domnitorii filistenilor au adus Dalila șapte funi noi, neuscate încă, și ea le-a legat cu funile acestea. Iar niște oameni stăteau la pândă la ea într-o odaie. i a zis, filistenii sunt asupra ta, Samson. Și el a rupt funile cum se rupe oață de câlți când se atinge de foc. Și astfel n-au știut de unde îi venea puterea. Dalila a zis lui Samson, vezi, ți-ai bătut joc de mine. Mi-ai spus minciuni. Acum, te rog, arată-mi cu ce trebuie să fii legat. El i-a zis, dacă aș fi legat cu funii noi care să nu fi fost întrebuințate niciodată, aș slăbi și aș fi ca orice alt om. Dalila a luat niște funii noi și l-a legat cu ele. Apoi a zis, filistenii sunt asupra ta, Samson. Iar niște oameni stăteau la pândă într-o odaie și el a rupt funile de la brațe ca pe oață. Dalila a zis lui Samson, până acum ți-ai bătut joc de mine și mi-ai spus minciuni. Spune-mi, cu ce trebuie să fi legat? El i-a zis, N-ai decât să împletești cele șapte șuvițe de păr din capul meu în urzeala țesăturii. Și ea le-a pironit cu un cui de lemn în pământ. Apoi a zis, Filistenii sunt asupra ta, Samson. Și el s-a trezit din somn și a smuls cuiul de lemn din pământ, curzeală cu tot. Ea i-a zis, cum poți spune te iubesc când inima ta nu este cu mine? Iată că de trei ori ți-ai bătut joc de mine și nu mi-ai spus de unde vine puterea ta cea mare fiindcă ea îl necăjea și îl chinuia în fiecare zi cu stăruințele ei iată că diavolul perseverent sufletul ei s-a umplut de o neliniște de moarte și a deschis toată inima față de ea și a zis briciul n-a trecut peste capul meu pentru că sunt închinat Domnului din pântecele mamei mele dacă aș fi ras, puterea m-ar părăsi, aș slăbi și aș fi ca orice alt om Dalila văzând că își deschisese toată inima față de ea, a trimis să cheme pe domnitorii filistenilor și a pus să le spună, suiți-vă de data asta căci mi-a deschis toată inima lui. Și domnitorii filistenilor s-au suit la ea și au adus argintul în mâini. El l-a adormit pe genunchii ei și chemând un om a rasul șapte șuvițe de pe capul lui Samson și a început astfel să-l slăbească. El, el și a pierdut puterea. Atunci a zis: Filistenii sunt asupra ta, Samson. Și el s-a trezit din somn și a zis: Voi face ca și mai înainte și mă voi scutura. Nu știa că Domnul se depărtase de el. Filistenii l-au apucat și au scos ochii, l-au coborât la Gaza și l-au legat cu niște lanțuri de aramă. El, învârtea la rășniță, în temniță, până aici cuvântul Domnului, vă invit respectuos să vă reașezați. Vreau mai înainte de toate să îl slăvim pe Dumnezeul nostru care este bun. În același timp vreau să mulțumesc și fratelui Inelu pentru invitație. Sunt de două zile în zona Banatului. Seara am fost la o seară de evangelizare la Biserica e frata din Făget. Astăzi dimineața la o biserică în zona Timișoarei, în seara asta aici. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul de a fi împărtășit cu dumneavoastră și pentru onoarea, dar în același timp și responsabilitatea de a împărtăși cuvântul lui Dumnezeu. În această seară vreau să vin în fața dumneavoastră cu un mesaj pe care am intitulat sub forma unei întrebări. Și sigur că s-ar putea ca nu toți la început să fiți de acord cu întrebarea mea. Dar, dacă veți avea puțin tică răbdare, cum spunea odată Caragiale, o să vedeți că vom așeza cărămidă după cărămidă pe o fundație care descrie o realitate cu care fiecare dintre noi pe pământul acesta ne-am confruntat și poate că încă ne mai confruntăm. Și întrebarea din această seară sună în felul următor: Cine ne-a furat Puterea. Cine ne-a furat puterea? Trăim o vreme în care se caută foarte mult puterea. Vă întrebați de ce încă Putin n-a sfârșit războiul cu Ucraina? Răspunsul e simplu. Dorința de putere. Și există o patologie a puterii. E o vreme în care se caută puterea politică domne, trebuie să știi în ce partid politic trebuie să te înscrii. Pandemia care a fost, și sper să nu mai vină, părerea mea că este tot un fel de joc de putere, cine să fie prima poziție în lume. Se caută puterea intelectuală. Astăzi este la modă să te duci să studiezi, să faci facultăți, masterate, doctorat. Și oamenii cred că cu cât sunt mai pregătiți, cu cât au o cultură generală mai vastă, ei spun că au putere. Se caută puterea financiară. Totul asta se învârte în jurul lumii materiale. Oamenii vin și spun, mă, de la un milion de euro poți vorbi despre cum să gestionezi finanțele. Până atunci, n-ai cum să vorbești. Probabil că noi ar trebui să fim cu toții reduși la tăcere. Se caută puterea eclezială. Când cuiva nu-i convine că nu-i prima poziție, își deschide repede o biserică. De ce? Să fie în prima linie. Și uitați-vă, dragii mei, că societatea seculară ne-a inoculat cumva această căutare după putere. Să știți că și diavolul aleargă după putere. Și încă de când s-a întâmplat războiul în univers, când diavolul era în cer și a treia parte din înger a căzut, de fapt, a fost un război cauzat de dorința de putere. În textul din această seară vom observa reiterat de câteva ori acest concept. De unde îți vine puterea ta cea mare? Spunem care este secretul puterii tale. Sigur că. În această seară nu vom vorbi despre puterea politică, economică, financiară, intelectuală și așa mai departe. În această seară vom vorbi despre o altă putere pe care diavolul caută să o stingă și care ar trebui să rămână permanentă în viețile noastre. Și această putere se numește puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Samson s-a născut într-o perioadă, am spune, a formei de guvernământ numită perioada judecătorilor. Dumneavoastră știți că poporul Dumnezeu Israel a fost ales de Dumnezeu ca popor al său și primul, uh, prima formă de guvernământ, dacă am putea să spunem așa într-un limbaj poate puțin impropriu, a fost sistemul teocratic. Dumnezeu conducea poporul său. A urmat apoi o a doua formă de guvernământ, perioada judecătorilor. În perioade de crize morale, spirituale, economice, Dumnezeu ridica câte un judecător care să fie un fel de soluție a lui Dumnezeu pentru recesiune, pentru criză pentru declinul în care poporul lui Dumnezeu se afla. E, noi suntem acum în perioada judecătorilor. Mai târziu a apărut perioada monarhiei și primul rege al poporului Dumnezeu Israel a fost? Cine? Saul a fost. Suntem de data aceasta în vremea acestei perioade, perioada judecătorilor. Și uitați-vă că Dumnezeu ridică pe Samson, mama lui Samson, soția lui Manoah, era stearpă, era sterilă, ea nu putea naște. Și ce e interesant în Biblie, că toate sterpele din Biblie, consemnate, au avut harul de la Dumnezeu să nască cel puțin odată. Pentru că aici se poate observa măreția și puterea lui Dumnezeu, să-l slăvi să fie Domnul. Și e interesant faptul că, într-un mod supranatural, copilul ăsta pe nume Samson, al cărui nume tradus înseamnă soare, și vom vedea că și soarele poate apune prin neveghere, Dumnezeu ridică pe Samson să fie un fel de soluție a lui Dumnezeu pentru națiunea lui Israel și un fel de răzbunare pe poporul vrășmaș numit poporul filistian. A trecut timpul și oamenii priveau la Samson ca la o soluție, ca la un indicator al salvării. Și, drept să vorbim, poate pentru o perioadă scurtă de timp așa a și fost. Numai că, a trecut timpul și la un moment dat, Samson, puterea pe care Dumnezeu i-a dat-o, puterea Duhului Sfânt, în loc să o folosească în scopul în care Dumnezeu l-a înzestrat și l-a abilitat, a folosit-o într-un context cu totul și cu totul nepotrivit. De pildă, ce sens avea să rup eu porțile de fier de 450 de kilograme și să mă plin cu ele într-un gest ostentativ, arătând lumii că am forță, pentru că diavolul vrea întotdeauna să ne fure puterea și dacă în primă fază nu ne o fură, vrea să ne defocalizeze de la obiectivele spirituale pe care Dumnezeu ni le-a dat, pierzându-ne puterea și energia prin tot felul de multe alte lupte care nu sunt în planul și în voia lui Dumnezeu. Amintiți-vă numai de lupta dintre David și Goliat, când de fapt toți trebuia să lupte împotriva lui Goliat în frunte cu Saul care era regele, dar Eliab, când n-a mai avut curajul să lupte cu Goliat, a început să lupte cu frații din comitet și inclusiv cu fratisul David. Pentru că atunci când nu mai avem putere să luptăm cu adevăratul vrăjmaș al vieții noastre, trebuie să facem și noi ceva, că al mintele, nu ne-am simțit bine. Și începem să intrăm în lupte sterile, care nu fac altceva decât să ne consume energia și puterea și ne trezim dintr-o dată să avem un deznodământ tragic ca deznodământul acestui om care, deși a fost puternic, a ajuns, spune Biblia, să-și piardă puterea și apoi completează, nu știa că Dumnezeu se depărtase de el. Pentru că această putere supranaturală pe care o avea Samson era o putere care venea de la Dumnezeu. Și în această seară vreau să plec de la această afirmație a faptului că există cineva pe nume Diavolul care întotdeauna luptă împotriva puterii pe care Dumnezeu a așezat în noi. Prin tot ce ni se întâmplă în viață, drame, abandon, trădare, accidente, crize relaționale și puteți să puneți dumneavoastră multe alte exemple, de fapt, diavolul are o singură miză. Diavolul vrea să ne fure puterea. Dacă îl deranjează ceva pe diavolul în această seară, la Biserica Poarta Cerului, nu îl deranjează faptul că noi știm predica sau cânta bine. Nu asta. Că și diavolul poate cânta mai bine ca noi și diavolul poate predica mai bine ca noi. însă pe diavolul deranjează ceva, îl deranjează puterea bisericii lui Dumnezeu, poarta cerului din Timișoara. Îl deranjează când Duhul Sfânt mai lucrează. Îl deranjează când vin oameni aici în adunare, cu gânduri de sinucidere și întâlnindu-se cu prezența lui Dumnezeu, e pleacă eliberat și ghimbați și cu putere, motivație de a merge înainte, să lupte răzbim prin toate greutățile și provocările vieții, luptând pentru casă și pentru familie, salvându-și familia și copilașii. Slavă Domnului pentru asta! Îl deranjează pe diavolul puterea Duhului Sfânt din adunare sau din biserică când vin oameni legați de tot felul de vicii de patim și vin cum vin, dar pleacă cum vrea Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Îl deranjează pe diavolul în momentul în care Dumnezeu vii cu depresii, cu anxietăți, cu atacuri de panică, cu tot felul de gânduri sumbre în viața ta. Și la un moment dat, printr-un cuvânt al lui Dumnezeu, fie el profetii, printr-un mesaj al cântării, printr-un mesaj al cuvântului proclamat, prin autoritatea scripturii, dintr-o dată tu îți dai seama că Dumnezeu a pierdut controlul, că el ține cu mâinile sale universul acesta și la un moment dat trezești și spui, bă, dar ce se întâmplă aici? Că aici este un alt loc diferit de locul în care a fost până acum. Ascultați-mă bine, aici este casa lui Dumnezeu, aici este puterea lui Dumnezeu și a spus într-o împrejurare Iacov, aici a fost Dumnezeu și eu n-am știut. Pentru că există riscul să confundăm Biserica lui Dumnezeu cu o simplă instituție în care se cântă și se predică și se apără valorile morale creștine. Dar ascultați-mă, Biserica nu e doar o simplă instituție alcătuită din oameni de treabă. Biserica este instituția pe care Dumnezeu a rânduită, al cărui cap este Isus Hristos Domnul. Și El își apără lucrarea și El luptă pentru noi. Și îmi plăcea ce spunea odată pastorul Paul Negruț. Eu îl stimez pe omul ăsta, îl mai ascult din când în când. Tare mult în îmi place așa de în modul cum Dumnezeu l-a inspirat și cum s-a folosit de dânsul. Și povestea că era un om pe care tot îl chema la biserică. Și omul s a zis, bă, eu nu pot să vin, că eu din, din nu știu câte minute, nu știu câte minute fumez, zice. Eu sunt dependent de țigări și nu pot să stau două, trei ore cât durează la voi o slujbă de biserică. La care pastorul Negruț zice, vină la biserică. Nu înțelegeți că nu pot să stau în biserică, trebuie să ies din 5-5 minute să fumez. Zice, eu sunt pastorul bisericii și îți dau voi să fumez în biserică. Zice, te așezi pe ultimul rând acolo și când îți vine pofta de țigară, nu, numai te duci, scoți pachetul de țigări din buzunar, te apuci să fumezi și nu o să zică nimeni nimic. Cum adică pastorul zice, în biserică să mă apuc să fumez? Nu zice, dacă îți dau o voie, pe ce o să zică celălalt? Nu ce o să zică, dar îți dau voie și fumezi. Nu zice, dacă dumneata ziceai că vin. Și a venit. S-a așezat pe ultimul rând acolo în spate și la un moment dat, când a intrat în biserică, s-a uitat, a plăcut cântarea, s-a ridicat fratele Paul să predice Evanghelia lui Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu a coborât de la altarul bisericii Dumnezeu peste toată adunarea. Și în momentul acela a început să plângă cât s-a predicat o oră, nu știu, aproximativ. A uitat de pofta lui vinovată și păcătoasă. Și la finalul slujbei s-a întors la Dumnezeu și a spus Eu de astăzi vreau să mă întorc la Domnul. Și după aceea când a ieșit din biserică a vrut să mai fumeze și când a băgat să a prins țigara să fumeze, i-a venit o stare de, de, vomă, de lehamite, încât n-a mai putut să apropie de țigări, le-a aruncat la coșul de gunoi, de atunci au trecut zeci de ani și omul ăsta este eliberat de Domnul și este un copil al lui Dumnezeu. Pentru că în biserica lui Dumnezeu există o putere, estimați creștini. Și de. Și împotriva acestei puteri, diavolul vrea să lupte. Uitați-vă că vă spun cu durere în suflet, chiar și în mediul evanghelic, ca să nu zic chiar și în mediul penticostal. Cea mai mare luptă. Uitați-vă în conferințe, în dezbateri. De cele mai mari probleme sunt pe seama lucrării Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Pentru că pe diavolul deranjează puterea. Atâta vreme cât voi vă adunați și stați în linie de bătaie, stimat popor evreu al lui Dumnezeu. Și golea înaintează cu putere și aruncă o cară asupra oștirii lui Dumnezeu. Și voi doar vă așezați în linie de bătaie. Am o predică de aici, dar poate data viitoare voi predica O prismă scalată și porniți războiul Așa se numește predica Și acolo am spus eu un detaliu care mă intrigă cu totul Ce că timp de 40 de zile Filisteanul ăsta Goliat înaintea în fața poporului dimineața ca să strice ziua Și seara ca să strice somnul Și venea, intra în, în fruntea mulțimii, arunca o cară, ce găsiți un om vitea să vină să lupte cu mine. Și știți care este paradoxul? Ce că, că poporul lui Dumnezeu Israel se așeza în linie de bătaie, în fiecare zi. Și cu toate astea nu lupta. Asta e mascaradă, stimați prieteni. Este o, o imitație a unei lupte pe care nu mai aveau curajul să o dea. E pur și simplu să așeza o linie de bătaie. Ce înseamnă a te așeza în linie de bătaie în limbajul nostru pocăicesc contemporan. Înseamnă programe și predici omiletice. Înseamnă organizare. Înseamnă totul pe puncte. Înseamnă totul calculat. Și ascultați-mă, n-am nimic cu asta. Dumnezeu este un Dumnezeu al rânduielii. Slavă lui Dumnezeu pentru asta. Însă vreau să vă spun ceva în această seară. Diavolul vrea să ne, să facem că, să ne facem că noi luptăm, să ne facem că noi de fapt luptăm împotriva lui Goliat, dar de fapt noi tot stăm în linie de bătaie, dar nimeni să nu mai pornească războiul. Și în această seară vreau să vă spun că biserica lui Dumnezeu trebuie să fie o o biserică militantă, o biserică curajoasă, o biserică care să știe că ce a pus Dumnezeu în noi este mai tare decât ce este în lumea aceasta și tu, lui Dumnezeu, care este peste poporul lui Dumnezeu, care l-ai primit și pe care l-am primit, ți-a dat autoritate să legi puterea întunericului. Și dacă în, în casa ta e întuneric și-ți legați de diavolul, tu poți să invoci numele lui Dumnezeu ca factor de autoritate. Și atunci când lumina lui Dumnezeu apare, orice urmă de întuneric trebuie să fie dispersată și alungată, pentru că că puterea lui Dumnezeu este o putere absolută. Să să fie Domnul pentru asta. însă ăsta a fost proiectul și planul lui Dumnezeu pentru noi. Să fim o biserică puternică. Când ne ridicăm să cântăm, Ungerea Duhului Sfânt să coboare peste adunare. Când ne ridicăm să predicăm ungerea Duhului Sfânt să coboare în adunare. Nu observați că în ultima vreme facem evenimente peste evenimente. Câteodată m-am săturat și eu personal de atâtea evenimente. Facem campanii de evangelizare și le numim așa ca un slogan evangelizări. Și de multe ori vă spun cu durere în suflet, în loc să fie evangelizări, sunt concursuri de predicare. Pentru că după 3 sau 5 zile de evangelizare, îi aud pe unii dintre ei și zice, seara aia a fost așa, acolo a fost mai bine, acolo a fost mai puțin bine, ăla a fost nu știu cum a fost nu știu cum și câteodată mi-e greu să mai vin la astfel de evenimente. Dar ascultați-mă! No, Dumnezeu ne-a dat puterea Nu ca să luăm porțile și să ne lăudăm că avem puterea Nu ca să vorbim prea tare sau prea încet Nu ca să-i speriem pe oamenii Dumnezeu ne-a dat puterea ca Goliat să fie înfrânt, să fie nimicit Și puterea bisericii lui Dumnezeu să fie aceea care să zidească poporul lui Dumnezeu O slavă lui Dumnezeu pentru asta Însă trăim o vreme în care putem constata că cineva a început ușor, ușor să fure puterea. Am urmărit foarte puțin că n-am avut timp, am băgat la vizionează mai târziu. Ce s-a întâmplat cu 100 de ani de la înființarea cultului creștin pentecostal, prima biserică la Pauli 10 septembrie 1922. Și am încercat să o urmăresc, am ascultat câteva mărturii. Și vă spun sincer, când am ascultat mărturii acelea, mi-au dat lacrimile. Și am spus, dacă acum la 100 de ani a început puterea să se slăbească. Ce va fi dacă ne mai dă Dumnezeu încă 100 de ani? A spus atât un preot ortodox din zona noastră, nouă slujitor în felul următor. Și om a fost un om deschis, un om foarte franc și sincer. A zis, mă, voi ne loviți pe noi biserica răsăriteană, Că noi suntem înființați, în zicea, de 2000 de ani, dar să zicem că denumirea oficială de la Marea Schismă, din 1054. Și zice, noi uite că ne-am dus departe și mulți sunt doar creștini nominali, alții nu mai sunt. Dar voi, după 100 de ani, 200, nu știu în ce direcție o să mai fiți și în ce stare o să mai fiți. Și la început, în entuziasmul meu, am crezut că omul spune pentru că e tendențios. Dar mă uit acum, frecventând biserici în țară și în Europa, și îmi dau seama că ușor-ușor începem să pierdem ceea ce diavolul a vrut să pierdem din totdeauna, puterea. Diavolul era supărat pe Samson pentru puterea asta. Dalile a spus, spunem de unde îți vine puterea ta, vreau să aflu secretul puterii tale. Pentru că împotriva acestei puteri a lui Dumnezeu, diavolul luptă în fiecare zi. Și vreau să facem câteva subliniere în această zi. Dragii mei, înainte să vorbesc despre o simptomatologie a pierderii puterii, așa foarte telegrafic, vreau doar să spun că în ultima vreme, asist din ce în ce mai des, la predici lipsite de har și de putere, la cântări lipsite de ungere și de putere, în seara asta m-am bucurat și vă spun sincer, când am intrat pe strada aceasta, dumneavoastră nu știu cum se numește, că m-am uitat pe GPS, dar a trebuit să ies puțin în spate ca să iasă alte mașini și n-am făcea semn de nu mai e loc. Și vă spun sincer că m-am bucurat în inima mea. Și am spus să vezi o adunare plină. Foarte mulți tineri care îl caută pe Dumnezeu și stau și așteaptă să găsească un loc de parcare Într-o vreme de ploaie, ca să vină la biserică, înseamnă că oamenii ăștia realizează că au nevoie de puterea lui Dumnezeu. Într-o lume în care discotecile spline, într-o lume în care toți s-au băgat în spațiu virtual, într-o lume în care oamenii nu mai caută pe Dumnezeu și fiecare în goana după a strânge și după a avea, a uitat de Dumnezeu, de suflet și de puterea lui Dumnezeu cea mare. Dumneavoastră în această zi ați venit cu riscul de a aștepta 10 minute de a fi poate chiar în ploaie, numai ca să vă întâlniți cu Dumnezeu. E ceva ce poate lumea de afară nu înțelege. Mă uit de multe ori uitându-mă în Europa, găsesc oameni, improvizează niște clădiri, le închiriază, erau discoteci, erau cluburi, erau restaurante, ăștia fac din ele biserici. Și România a devenit un fel de grânar spiritual al Europei. Și oamenii nu înțeleg, să uită cei din Occident, bă, cei cu ăștia, ăștia cântă, se roagă. Nu vor să uite de Dumnezeu, nu vor să uite de puterea lui Dumnezeu. Însă cu toate acestea, mă uit că cu trecerea timpului începem și noi să slăbim. Și asta este o realitate dureroasă. Și vreau în această zi, noi ca biserică, să nu pierdem puterea lui Dumnezeu. Că dacă biserica pierde puterea lui Dumnezeu, vom fi o simplă instituție care apără niște valori morale creștine, unde se cântă puțin mai prost decât la filarmonica, unde se vorbește un pic mai prost decât la facultatea de drept, unde se predă arta discursului, retorica. Cam atât. Ceea ce face diferență este puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Și mă rog, ca puterea lui să nu plece din biserică, puterea lui să nu plece din sufletul nostru. Și vreau să vă spun că sunt câteva simptome, câteva repere cheie pe care dacă le vom identifica, ne vom da seama pe unde suntem noi în această zi. Că s-ar putea să fi pierdut puterea definitiv. Și cum adică să-mi pierd puterea? Păi dacă tu nu mai poți să te rogi, e semn că cineva ți-a furat puterea. Dacă tu nu mai poți ierta, și am auzit pe o grămadă de creștini în ultima vreme, o zice, nu mai pot ierta frate, nu mai pot suporta pe la. În loc să-l am pe om la inimă, l-am la ficați. Și Dumnezeu a zis să ne iubim unii pe alții. Nu mai pot, frate, zice, să postez. Zice, eu dacă, dacă până la ora două nu beau cafeaua, zice, mi-e e așa o stare de rău. Parcă n-am niciun fel de entuziasm. Nu mă pot conecta. Și uitați-vă că cineva între timp ne-a slăbit puterea. Am devenit o generație de slăbănoci, piperniciți. No, dacă vrea Dumnezeu, dacă o fi bun Dumnezeu cu noi, am pierdut îndrăzneala în rugăciune. Și diavolul în timpul ăsta freacă din mâini de bucurie. Mi-aduc aminte de un episod din viața poporului Dumnezeu Israel, când s-a pitit prin grote, prin tuficiuri, prin gropile de apă și filistenii n-au întau cu putere. Le-a furat toate armele, toată muniția. Și diavolul în timpul ăla freca din mâini de bucurie și spunea, bă, ce fain să adună ăștia la programe, ce fain cântă, dar în timpul ăsta îi pierdeau teritorii. Ascultați-mă, noi trebuie să fim o biserică militantă, să nu uităm că Dumnezeu ne-a dat o putere. Și puterea aceasta lui Dumnezeu e puterea care restaurează vieți sunt oameni care la momentul ăsta sunt apăsați de diavolul. Dacă am ieșit și am stat de vorbă cu oameni care sunt chinuiți de diavol în tot felul de păcate, nu pot uita, am spus și aseară când la evangelizare în nordul Franței după slujbă, m-a oprit un frate tânăr și mi-a zis, frate Timotei, ai predicat în această seară despre un Dumnezeu care îi liberează. Și am spus, da, cred asta din toată inima, Când n-aș fi străbătut mii de kilometri să ajung la dumneavoastră. Și zice, eu de 8 ani de zile sunt chinuit de diavolul, zice. Sunt, sunt, chinuit de diavolul, zice, frate, am început cu o țigară, măcar că vin din familie de credincioși. După aceea am ajuns la păcănele, la jocuri de noroc. Apoi am ajuns, mai rău, frate, zice, am ajuns să mă droghez. Și sunt ani de atunci. În nopți în care promis soției mele că mă schimb și mă fac sos de treabă. Copiii mei, zice, copii de 4-5 ani, vin la căpătul meu noaptea și îmi spun, tati, nu te mai duce să-ți procur droguri, că o să mori în curând. Ne avem nevoie de tată, ne avem nevoie de banii tăi, pentru semnuri la școală, pentru mâncare, pentru cursuri, pentru rechizite, pentru cărți. Și el plângea, spunea, promiteam mereu soției mele noaptea, nu mă mai duc. Erau momente, spunea el, când mușcam perla de durere cu lacrimi. Uite așa, zice, mă tregeam cu mine de păr, mă uitam în oglindă și spuneam, cum am ajuns eu în halul ăsta? De ce am ajuns eu atât de legat? Cum de mi-am pierdut eu puterea? Eu care altă dată veneam la biserică în copilăria mea și îmi doream să fiu un om al lui Dumnezeu. Eu care altă dată când cântam, ridicam mâinile spre cer și dul. Sfânt reverbera în inima mea. Eu care altă dată când citeam Biblia, cu fiecare filă, cu fiecare cuvânt, găseam dragostea lui Dumnezeu impregnată în cuvintele Scripturii. Toate astea m-au părăsit, nu mai am putere, frate, zice. Aș vrea să mă las de rău, dar nu mai pot. Era un strigă disperat de neputință. Eu din cauza țigării, mirosul ăsta pestilențial pe mine mă, îmi face rău și m-am dat așa un pas un pic în spate, n-am -am vrut să observe, dar el s-a speriat, a crezut că plec. Și m-a prins de mână și a zis, frate, te rog, nu pleca! Sunt 8 ani de când mă chinui, mă poți înțelege! Eu am gândul de sinucidere, dacă eu nu mă schimb într-un an de zile, mă voi arunca în fața trenului, mă înțelegi? În momentul acela am putut să citesc disperarea unui om pe care eu n-am cunoscută, că a fost Dumnezeu bun cu viața mea și cu viața dumneata și poate că ne-a ferit. Dar sunt mulți oameni care și ne-a un alcool, în droguri, într-o viață stricată. Lumea, diavolul le-a promis multe, le-a dat puțin și apoi le-a luat totul, pentru că așa va face diavolul întotdeauna. Și atunci, atunci m-a prins de mână M-am rugat pentru el, a căzut prăbușit pe genunchi, plângea în hote, nu știu cât a durat rugăciunea, dar știu că în, 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 după seara aceea a început să vină des la biserică. Astăzi este în biserică, este liberat de Domnul și îl iubește pe Dumnezeu. Nu spun în seara asta că eu sau fratele președinte Nelu Filip sau fratele Eusebiu avem o putere, nu, nu. O, oh, nu, noi suntem slabi. Cu toții depindem de o putere. Puterea nu e la noi, puterea nu e la cultul pentecostal, puterea nu e la cultul baptist, puterea nu e la cultul ortodox. Puterea e la Dumnezeu. Această putere, puterea Duhului Sfânt, a stricat într-o zi, Ioan, El vă va boteza cu Duhul Sfânt. El vă va înarma, El vă va pecetului. O, oh, voi veți spune o putere, fapte 1 cu 8. Puterea asta este la Dumnezeu. Și uneori Dumnezeu alege să folosească de oameni slabi ca noi, printr-o predică, printr-o cântare printr-un cuvânt să fie ridicați oamenii din durerile lor. E puterea asta trebuie să o ai. Puterea asta trebuie să o accesezi. Puterea asta trebuie să o pui în mișcare. Să vadă pruncii tăi. Că tu nu ești un tată care disper la fiecare problemă. Nu ești o mamă care de fiecare dată ridici tonul într-un gest de disperare. Tu nu te clatini. Au cântat tinerește excepțional în seara asta. Spunea prin furtuni știu ceva. Ce știu? Știu că tu ești în control și mă odihnesc în tine. Mai știe biserica poarta cerului că Dumnezeu este în control? Începem să ne pierdem puterea și primul simptom este când, când începem să nu mai avem discernământ. Auziți, zim de unde îți vine puterea ta. Prima variantă, nu merge, a doua, a treia. Și tu mă tot minți. Mă, dacă de prima dată când i-ai spus și i-ai spus, nu, leagă-mă cu funile alea ude, și a strigat filistenii sunt asupra ta și au plănuit moartea ta. De ce a doua tot îi spui și până la urmă ai reușit să-i spui secretul? spune secretul tău ca să ce? Ca să chem pe filisteni să te omoare. Cum mai poți sta, măi, Samson, lângă, lângă o persoană care fățiși direct, prin cuvinte, spune că îți vrea răul? Ea folosește cuvinte miroase, tu nu mă iubești. Dar n-a spus că ea nu îl iubește pe el. Ca așa diavolul ne minte de fiecare dată și m-aș fi așteptat că după prima, a doua încercare, ăsta să-și dea seama, să zică, bă, e clar, lucrurile sunt foarte clare. Femeia asta îmi vrea răul și eu nu mai pot sta lângă ea. Dar uitați-vă că atunci când încep să pierzi puterea lui Dumnezeu, nici discernământ nu mai ai. Nu mai ai discernământ. Păi explicați-mi dumneavoastră, eram odată în fața tribunalului și a văzut o femeie cu, cu un bărbat și cu un copilaj de 10 anișori și ăștia au hotărât să divorțeze. Și întreabă judecătorul, știți că există o procedură în dreptul civil, când pruncul împlinește vârsta de 10 ani, întreabă cu cine vrei să mergi, cu tata sau cu mama. Și el întreabă pe copilul ăsta de 10 ani, judecătorul, zice, tu cu cine vrei să mergi, cu tata sau cu mama? La care copilul face un gest realmente epocal. Ia mâna mamei de mână, ia mâna tatălui în mâna lui și zice, eu vreau și cu mami, vreau și cu tatii. O lacrimă i-a dat într-un colț de ochi judecătorului, dar pentru că a înțeles că so ședința e solemnă și aștept lacrima din ochi și azi, dar din păcate nu se poate. Că părinții ăștia ai tăi mânați de un orgoliu steril, nu mai pot rămâne împreună. Explicați-mi, dumneavoastră, există vreo explicație rațională și logică ca un prun de 10 ani să crească cu acest handicap emoțional toată viața, fără mamă sau fără tată? De ce sunt peste 50.000 de, copii abandonați în fiecare an prin orfelinate și prin... Îți aminte că anul trecut prin decembrie o femeie a născut după ce a fost externată la minus 15 grade în plină iarnă. A pus într-o plasă copilașul într-o scară de bloc. În București a întâmplat asta. Și l-a abandonat copilaș de 3 zile nou născut într-o scară de bloc și l-a lăsat acolo abandonat. Și un vecin, când cobora scările, a auzit niște scâncete de copil. Când s-a dus în plăsuță un copil dezbrăcat la trei zile de la naștere, explicați-mi dumneavoastră ce mamă trebuie să fie aia. Nu, dar păcatul, când diavolul intră și sfură puterea, o, oh, diavolul când intră în viața ta, îți afectează discernământul. Vezi cu ochii tăi că nu mergi bine, Exact ca Saul, regele Saul din Vechiul Testament. Zice, când s-a întâlnit cu David în peștera Enghedi, zice în felul următor. Zice, văd că Dumnezeu te-a pus pe tine la împărăție. Știu că ești mai bun decât mine. Plânge în momentul ăla. Și am crezut că după momentul ăsta în care David îi taie colțul de la haină, va înțelege că colțul hainei tăiat este semnul lui Dumnezeu că putea muri și n-a murit. Și că are șansă să se schimbe. Și plânge și recunoaște. Și cu toate astea nu se schimbă, nu renunță la rău. Și caută tot să-i facă viața amară mai departe lui David. Să vii la biserică să realizezi că ești păcătos. Cum, cum îmi spun eu mulți, eu trebuie să mă bucăiesc într-o zi. Dumnezeu asta aveți dreptate, Biblia are dreptate. Recunosc că ești și că merg în direcția greșit. Regretă, plâng în biserică. Ei vă la predici, că consumă un pachet de cervețele. Ce dai, eu trebuie să mă schimb. Îi condamnă conștiința, știu că trebuie să fac o schimbare și mă aștept că după predica fratului Timotei de oră o să vină să invadeze altarul lui Dumnezeu cu lacrimi, o să vină să strige, da, am nevoie de iertare, îl vreau și eu pe Iisus, vreau să renunț la răul meu, dar nu se întâmplă asta. După ce au plâns o oră, o jumătate de oră, cinci minute, plec mai, pleacă mai departe spre ale lor. Explicați-mi dumneavoastră, cum pot, ce trebuie să înțeleg din asta? Cineva le-a afectat discernământul. Văd că lucrurile nu merg bine și ei continuă mai departe în răul lor. Câte colțuri de la haină trebuie să-ți mai taie Dumnezeu ca să înțelegi sau oricare care ai fi în seara asta că trebuie să te schimbi. Războiul? Un colț al hainei tăiat. Pandemia? Un colț al hainei tăiat. Accidentul prin care ai trecut și n-ai murit, zice Domnul. Îi semn că Dumnezeu a spus te iubesc cu iubire veșnică. Era o scrisoare trimisă subtil din partea regelui Universului, care putea să n-aibă treabă cu tine, putea să te strivească ca pe un vierme, dar n-a făcut-o, pentru că ai fost plămădit de el. El e olarul, te-a făcut din țărână, a suflat duc de viață și a zis, vreau să-l fac un vas de cinste, vreau să fac o femeie temnă, un copil de Dumnezeu. Noi repede renunțăm la oameni. Dacă am greșit cu ceva, omul nu te mai iartă în veci. Gata, zice, uite, numărul tău de telefon. Ei, ascultă-mă, de câte ori ai greșit lui Dumnezeu? De câte ori ai trântit ușa în nas? De câte ori ai păcătuit și ai promis că te vei schimba? Și n-a fost așa, zice Domnul. Ascultă-mă, el putea să renunțe la Dumneata de o grămadă de ori. Și voi este Domnul că n-a renunțat. Încă ai pâinea pe masă, încă prunci sunt lângă Dumnezeu, încă soției de mână cu tine. Ai venit în această seară la biserică. E încă vreme de libertate religioasă. oh, ascultă-mă! E vremea să strângi să lupți, să, să, amplifici în tine puterea pe care Dumnezeu ți-a dat-o și să ai grijă de ea, că cineva mereu vrea să-ți o fure și acesta este diavolul. Doamne ajută! Un al doilea simptom, pe lângă faptul că pierde discernământul, pierde vederea și că i-a scos ochii. Pentru că atunci când nu mai vezi pe Dumnezeu nimic din tot ce se întâmplă, este semn că tu începi să pierzi puterea și Dumnezeu să te depărtează de la tine. Nimic nu mai vezi cu ochi buni. Și trec foarte repede ca să ajung la ceva ce simt că trebuie să dezbat mai pe larg în seara asta. Un al treilea simpto simptom este că uh, este legat cu lanțuri în lănțuirea. Și nu orice fel de lanțuri erau. Zice Biblia că erau lanțuri de. Știți care a fost primul lanț? Lanțul minciunii. Amintiți-o pe femeia asta, dar numai numai. Nu trebuie să, scrii, să spui secretul puterii tale. Dar nici nu trebuie să minți. Deci Dumnezeu nu justifică. Știți, a, o, o, vorbă bolnavă care, care a, a reluat-o după aceea Machiavelli, știți? Că de aici apare și conceptul machiavelist. Ce domne scopul scuză mijloacele. nu e așa la Dumnezeu și mijlocul și scopul trebuie să fie drepte și curate, sfinte. Doamne ajută! Și auziți, primul laț, minciună după minciună. Și cel puțin vreo trei minciuni în textul ăsta. Și nu ne mai deranjează asta. Zice, frate, vreau să organizăm o evangelizare pe data de 28 februarie 2023. Nu zice, da, promit că vin. Unde? La poarta cerului, Timișoană. Și după ce am promis și am bătut în cuie, peste câteva zile primesc o invitație să plec în America. Nu? Cred că e mai bine America decât poarta cerului, nu? Cu asta fie mai bine, ca aici e președintele cultului. Bun. <laughs> și ascultați-mă, nu o zice, a greșit. Da, toți avem greșeli. Ascultați-mă, când tu reușești să mă miți pe mine în față și să nu-ți pară rău de asta, și după ce te sun, tu nu mai îmi răspunzi la telefon, ascultă-mă, tu înseamnă că în viața privată ești praf și pulbere. Pentru că cine ești că nu te vede nimeni, ești de toată pocăința ta. Dacă tu îmi promiți una și faci alta, ăsta este primul semn că diavolul te-a înlănțuit. Nu e vorba despre o greșeală, este vorba despre o vulnerabilitate. Este vorba despre un lanț care te ține legat. Și uitați-vă că Samson, lanț după lanț. După aceea începe, nu numai minciuna, începe imoralitatea. Coboară ba la timp, la ba la Gaza, când una, când alta. Ajunge până la a treia aici cu Dalila. Și uitați-vă, dragii mei, cât de trist, Omul care a avut puterea lui Dumnezeu să fie legat de diavol așa de rău. Predica din seara asta e un semnal de alarmă că nu contează ce ești. Nu contează ce a pus Dumnezeu în tine atât de mult cât contează să rămâi până la capăt plin de puterea lui Dumnezeu. Să ajungi la succes nu e cel mai greu lucru. Să te menții pe treptele succesului spiritual este cu adevărat o binecuvântare. Pentru că mulți au pornit bine și mai târziu s-au îndepărtat de Dumnezeu. Între a fi și a rămâne copilul lui Dumnezeu este o mare diferență. Eu îmi doresc să fii și să rămâi și eu și dumneata până la capăt copilului lui Dumnezeu. Și mai este aici încă un efect al faptului că omul ăsta s-a depărtat de Dumnezeu și a pierdut puterea. Zice că a început să fie distracția satanei, să învârtă la rășniță și ăștia să râdă, să râdă de, de cine? De Saul, de, de Samson. Mi se pare cu totul și cu totul devastator lucrul ăsta. Să ajungi Ba jocuri a lumii, să fii sub orice urmă de demnitate, să-ți pierzi demnitatea de, de om, de viteaz, de om puternic, de om folosit de Dumnezeu. Ce trist! Și totul a plecat. De la momentul în care noi am început să ne livrăm secretul puterii, să nu mai intereseze puterea lui Dumnezeu, că e mai importantă puterea mea, puterea banului, puterea influenței, puterea popularității. Și uitați-vă, când vrem să punem mai presus de puterea lui Dumnezeu, puterea banului, puterea popularității și, și multe altele, începem ușor, ușor să pierdem puterea lui Dumnezeu. O, vă spun așa că un act, nu știu, de sinceritate. M-au sunat doi politicieni în cu câțiva ani de zile din zona noastră renumiți. Unul era, mă rog, și într-o funcție importantă, într unul din partide politice de la București. Unul dintre ei mi-a fost profesor când făceam facultate de drept. Și m-a sunat, fiindcă știa că sunt un om credincios și așa, zice, n-ai vrea să intri în partid cu noi. M-am dus la câteva ședințe de la lor să văd ce, ce oferte au. Și după aceea la o conferință mă tot sunau, mă tot sunau, mă tot sunau. Eram în Germania la evangelizare. și Duhul Domnului vine printr-un proroc și spune așa Cineva te cheamă într-o altă lume nu te muta pentru că Dumnezeu ți-a spus să rămâi copilul lui, ți-a dat o chemare și trebuie să duci Evanghelia lui Dumnezeu. N-avea de unde să știe omul ăla. Mama mea mereu zicea, ori te duce în politică pentru că s-ar putea să-ți pierzi puterea. Nu spun că nu-i nevoie de creștini și în partidele politice. Avem nevoie de creștini și de sfinți peste tot, dar ascultați-mă, sunt oameni cărora Dumnezeu le-a dat o chemare. Imaginați-vă că eu ieri am fost în campanie electorală cu PSD sau PNL și în seara asta vine unul care împotriva partidului căruia îi fac, căruia fac loc. Hobby. și vine la mine și zice, bă, dar tu parcă ai țipat împotriva lui PNL și acum vii să-mi despre spre Dumnezeu, nu merge. zdeșteți frații ăștia din cultul pentecostal, că că nu poți ca pastor să fii și politician și una și O, oh, eu reprezint un alt interes, împărăția lui Dumnezeu. Eu sunt ambasadorul cerului, eu o reprezint pe el, eu despre el vorbesc, eu lui Dumnezeu îi fac campanie, că despre ceilalți sunt oameni imperfecți ca și mine și ca și dumneata. Bun, și ascult, ascultați-mă în această seară. Vreau acum a... Vreau acum cât e ceasul? Văd că nu vă interesează, și sunt bun. Vreau acum să, să, identificăm trei mari cauze, trei mari cauze care au furat puterea lui Samson. Toate vor începe cu litera A. Și le zic mai întâi pe toate, ca apoi să văd cum o mă încadra cu timpul 1. În primul rând, ce a furat puterea lui Samson a fost așezarea în perimetrul nepotrivit. Al doilea, în al doilea rând, ce a furat puterea lui Samson? Nu doar așezarea în perimetru nepotrivit, în al doilea rând, alimentația nepotrivită și în al treilea rând, asocierile nepotrivite. Bun, în adevăr, dacă le a ținut minte, o să le luăm pe rând. În primul rând, ce a furat puterea lui Samson? În primul rând, i-a furat puterea lui Samson, spuneam, așezarea în perimetru nepotrivit. Dacă veți binevoi dumneavoastră să citiți, eu nu mai deschid Biblia, spune că Duhul lui Dumnezeu, avea două repere geografice între care îl mișca pe, Sa, pe, pe Samson. Între Zorea și. între țorea și eștaon. Și într-o zi el a zis: Lasă că nu-i nicio problemă să cobor la Timna. O, dar nu nicio problemă să cobor la scalon, nu nicio problemă să cobor la Gaza. Și și-a permis să iasă din perimetrul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu îl mișca numai între anumite repere geografice. Și ascultați-mă, nu de locuri geografice este vorba. Este vorba despre locul în care Dumnezeu te-a pus. Și dacă tu părăsești locul în care Dumnezeu te-a pus, tu mai devreme sau mai târziu, există riscul să-ți pierzi puterea lui Dumnezeu. Tată, da, n-am păcătuit cu nimic. La început nu păcătuiești cu nimic. La început doar te așează diavolul sau tu, că de multe ori noi zicem diavol, dar de multe ori diavolul suntem noi, între ghilimele, că tot dăm vina pe el, cum zicea unul, de dea, tot bătea un cui într-o tablă și la un moment dat și-a dat cu uh, uh, ciocanul peste deget, zice, și așa. Nu, ne atenția ta. Deci ca să nu spirituale sunt chiar totul. Unii ori se întâmplă că din cauza noastră și ne așezăm în locuri nepotrivite și la un moment dat ne, ne întrebăm ce s-a întâmplat cu noi, de ce ne-am pierdut ungerea, de ce ne-am pierdut puterea. Și de ce? Pentru că trebuie să rămâi între țorea și ești Dumnezeu fiecare dintre noi ne-a dat o chemare și dacă noi Fugim din perimetrul în care Dumnezeu ne-a așezat, o să fie rău de noi. A zis din într zi, nu mai place cu Iacov și cu frații mei. N-ar fi interesant să mă duc în, la, la Sihem? Cum o fi Sihem? Mereu, mereu, mereu pe mine m-a deranjat cu totul și cu totul chestiunea asta. Bă, suntem curioși, cum o fi la Sihem? Cum o fi să te duci prin discoteci? Cum o fi să faci aia? Cum o fi să nu știu ce? Cum o fi să ai nu știu câte milioane de euro? Cum o fi să faci nu știu ce a faci? Dar nimeni nu-i curios. Bă, cum o fi să-mi vorbească Dumnezeu noaptea într-un vis? Cum o fi să vii la o seară de rugăciune, de stăruință? Cum o fi să mă rog să postez trei zile de post necurmat? Aveți vreo curiozitate de genul ăsta? O să fie bine, mai și slăbim. Doamne ajută! Asta e pentru mine. Bun. Și vedeți, dragii mei, nu avem curiozități decât pentru lucrurile rele de o grămadă de ori. Și uitați-vă că Dina a zis să iese un pic din perimetru. Și Siemu a văzut-o și a necinstit-o. Ascultați-mă bine. Mulți spun, nu contează biserica în care te duci. Ba da, contează foarte mult. Dacă Dumnezeu te-a așezat într-o biserică, nu pot înțelege niciodată. Eu cred din toată inima că pastorul local ar trebui să fie plătit de biserici. Asta predic și la mine în Muntenia, dar nu se prea prinde de ei. La voi, voi sunteți un pic mai destrept, că doar banatul e nu? Bun, veniți și ne mai spune și nouă. Și ascultați-mă, cred asta, Biblia spune despre asta. Dar ascultați-mă, în momentul în care eu îmi condiționez slujirea pastorală într-o biserică doar de un salariu, Înseamnă vorba lui Spurgeon că dacă satana îmi face o ofertă mai mare, sunt în stare să-L vând pe Dumnezeu pentru diavolul. O grămadă de oameni vorbesc despre lucrarea lui Dumnezeu în termen de, de comerț. Și ascultați-mă, nu se poate în felul ăsta. Noi mai credem că Dumnezeu te așează într-un loc. Ba, nu trecut mă sunați și cineva să mă duc la o biserică în America. Și frate, este vreo 400 de membri și am vrea să vin la noi pastor. I-am zis, nu mulțumesc frumos. Păi ce cum frate, îți mai las termen șase luni să te gândești. Nu mai n am nevoie de niciun termen de gândire. Păi zice, de ce? Pentru că eu știu că Dumnezeu m-a așezat ca pastor în biserica din Târgoviște și Dumnezeu vrea să fac o lucrare acolo. Dar frate, mai gândește-te, n-are niciun rost. Nevastă mai a să zic că, bă, treci visul american. Niciun vis american că vine Biden și săracul. Bun. Și ascultați-mă, cred foarte mult în locul în care Dumnezeu te-a așezat. Cred foarte mult în chemarea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu te-a făcut să fii administrator, te rog, nu te faci predicator. Știți de ce s-a slăbit puterea Bisericii lui Dumnezeu? Îmi permiteți în această seară să spun tot ce mi-a pus Dumnezeu pe inimă? Ascultați-mă, s-a pierdut puterea lui Dumnezeu pentru că eu l-am pus pe fratele să predice ca să nu se supere, dar nu avea nicio treabă cu predicarea. Am pus o băsoară la cântare, nu avea nicio treabă cu cântarea, doar ca să nu se supere. Nu! Ascultați-mă! Eu cred în chemare. A venit odată un pastor bătrân, și la pensie, la studențe, și atunci terminase facultatea de teologie. Și zice, bă, aveam în biserica mea dou două persoane, adică mai multe, dar două persoane despre care voia să vorbească. Și zice, zice unul terminase conservatorul, facultatea de muzică, priceput, cânta extraordinar, dar nu știa pocăința. Mai sunt și de ăștia Și zice, a doua persoană, abar n-avea să cânte falsat de fiecare dată, dar era o persoană pocăită, credincioasă, n-avea ce să-i am E, amândouă persoanele astea îmi trimiteau bile să cânte. Și ce m-au băgat în ceasă, până m-am rugat lui Dumnezeu, ce să fac? Deci, ăla profesionist în ale muzicii, cu conservatorul de rând, nu-și trăia viața și trimitea bile să cânte. Cealaltă persoană nu avea treabă cu muzica, dar își trăia pocăința, am frica lui Dumnezeu. Și întreabă pe studenți. Deci, voi ce ați fi făcut? Și acum vă întreb pe dumneavoastră, fratele, nel, nu trebuie să răspundă că ar însemna că vă influențează. Voi ce ați fi făcut? Acum toate surorile pot răspunde. Un minut vă dau șansa să predicați. Cum? Ce ați fi făcut? Spocăite, cornele, spocăite surorile din banat. Nu predică, nu vorbesc, cu minți, ascultă de bărbați, slavă Domnului, bun. Ascultați-mă. Ce mai mulți teo tineri teologi și au spus, puneam pe sora care e pocăită, că cei neprihăniților așa de bine cântarea de laudă la care pastorul ăsta bătrân, omul lui Dumnezeu, zice știi ce am făcut eu și toți curioși? N-am pus nici pe unul, nici pe altul. Ăla cu conservatorul să se pocăiască, iar ăla pocăitul, dar fără chemare, să-și descopere chemarea. Ce este adevărul. Din cauza asta ne-am pierdut puterea pentru ca să nu se supere unul sau altul, am promovat în slujire. Și de multe ori suntem morți la predici, sunt suntem morți la cântări. Știți de ce? Pentru că îi folosim pe oameni să fie și ei băgați în seamă. Ascultați-mă, cine trebuie să se ducă, se va duce. Cine a fost chemat de Dumnezeu să rămână, va rămâne. Pentru că povestea odată un pastor care are nu știu câte zeci de mii de membri în America, zice, la început veneau ăștia influenți cu bani, cu nu știu ce, zice, frate, hai să punem, nu știu, panou ăsta invers, hai să punem aerul invers, hai să facem nu știu ce. Și ce dacă nu faci ca noi, noi plecăm din biserică, frate, zice. Și atunci ca să nu plece oamenii ăștia, zice, făceam ca ei. La un moment dat, Duhul lui Dumnezeu a vorbit într-o seară. Păi, dar tu ai observat că după 5 ani de zile, ăștia care au zis, dacă nu faci ca noi pleci, până la urmă tot au plecat? Da, zice, exact. Nu zice, de acum încolo schimbă strategia. Toți care veneau, toți care veneau, ziceau, frate, dacă nu faci ca noi, uite, noi o să plecăm. Și ce le spunea? Când vreți să vă semnezi adeverința de transfer? Bă, atunci pe unii chiar și aș fi vrut să scap de cea păstoros. Bă, dar n-am mai plecat niciodată. Și am ajuns să fim nu știu cât zeci de mii, vreo treci de mii de membri în biserică. Dragii mei, dacă vor să plece, lasă-i. Eu cred în chemare și cred în locul în care Dumnezeu te așează și cred că Dumnezeu este Dumnezeul care când te pune, ești responsabil de asta și până la capăt de e nevoie să strângi din dinți, de e nevoie să plângi, de imaginea ta e călcată în picioare, te ridici, nu spun că nu te doare, nu spun că ai momente de îndoială, nu spun că ai momente când te doare, dar spui Dumnezeu m-a chemat și merg mai departe. O puteți lovi dumneavoastră cât vreți să loviți în noi. Ne doare, plângem și noi. Uneori avem întrebări, dar ascultați-mă, Dumnezeu a pus un foc în noi. Și focul ăsta nu poate fi stins de nimeni și de nimic. Dar pentru asta noi trebuie să rămânem în perimetru potrivit. Care dintre voi vreodată ați văzut un meci de fotbal? Haideți, toți păcătoși și mâna sus. Unii n-ați ridicat mâna și te păcătoși de două ori. Odată că ați văzut a doua oară că nu recunoașteți. Bun. Dar ia ascultați-mă. Cum e la un meci de fotbal? Că joacă pe un teren de fotbal. Voi ăștia care n-ați ridicat mâna, cum e? Nu vreți să vă dați de gol. Bun. 22 joacă, da? 11 cu 11. Ce-ar fi ca într-o zi portarul, nu știu, Bogdan Lobons, nu mai stăște, ăștia, dar când mai mă uitam și eu înainte acum, slavă Domnului că nu mai am timp de așa ceva, să iasă dintr-o dată portarul, ci nu mai vreau să stau, domne în poartă, păi numai să apăr. Ați zis, să să încasez mingi în față și mâini picioare. Nu, ce eu mă duc să dau și eu gol ca Ronaldo. Și îl vezi că într-o dată iese din poartă. O încasează la Gordon. Și ce face antrenorul în secunda 2? Zice, ia treci tu pătușa, altul mai bun. Dar în biserică, domnule, fiecare poate să facă ce vrea. Și din cauza asta se ajunge la anarhie, la haos și slava lui Dumnezeu nu mai coboară. Bun. O, dacă vrei să nu-ți pierzi puterea, rămâi în locul în care Dumnezeu te-a așezat. Pentru că Dumnezeu i-a dat niște limite, l-a așezat într-un perimetru pe Samson. Și la un moment dat a zis, nu are nicio treabă dacă eu depășesc limitele lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte de David, Pleacă un an și patru luni la Țiclag. A zis, bă, Saul și așa caută să mă urmărească. Deja nu mai vorbea cu nimeni decât cu el însuși, că era prea deștept. Cum a zis odată un păstor s-a întâlnit cu un om, o lase razna cu mintea și îl întreabă ce faci. s-a vorbea singur pe stradă. Ce, ce faci? Ce, în sfârșit vorbești și eu cu un om inteligent. Adică el vorbea cu el însuși, dar săracul. Bun. Și așa a zis și David. Nu zice David și a zis în sine, dacă vei citi în capitolul 27 din Samuel. Și a zis în sine. Deci nu mai vorbi cu nimeni și s-a dus și a făcut de capul lui. Un an și patru luni a plecat la țiclac și când îți numără Dumnezeu zilele lui se bun. Și auziți, într-o zi pornesc filistenii la război cu evrei. Zice uh, Achish, da, cine este? E David. David care fusese pus de Dumnezeu să fie rege al Israelului. Prima poziție. Știți ce a zis el? acum plec că e mai interesant cu țiclagul și cu filistenii. Și în timpul în care el a plecat, Achi și a zis, stai, vii cu noi la luptă, dar lucrurile nu e chiar așa. Ce erai tu când erai evreu? Uh, cu evrei, zice, zice era împărat așa, da, nu zice acum eu te pun la coada oștirii, chiar așa se exprimă bine, la, la coada oștirii ai crezut că diavolul îți dă demnitate niciodată, mereu își va bate joc de viața ta și a bătut joc de Samson și toți că s-au făcut parteneria cu diavolul au ieșit niște bieți pierdanți Doamne, trezește poporul în această seară. Rămâi în locul potrivit. Rămâi în locul în care Dumnezeu te-a pus doi. A doua cauză pentru care Samson și-a pierdut puterea, dacă prima este așezarea în perimetru nepotrivit, în al doilea rând, alimentația nepotrivită. La un moment dat s-a dus, a întâlnit un leu, s-a întâmplat că în hoitul leului s-a produs mierea, niște albine au venit și au produs mierea și a, a luat din hoitul leului mierea aceea și a zis, wow, ce interesantă e mierea asta. Știți că potrivit legii ceremoniale, Samson, mai ales Samson, dar evrei, n avea voie să se atingă de animale moarte, de morți, pentru că însemna potrivit legii ceremoniale că el era necurat. Și el a zis, dar ce problemă e să mănânc eu o țâră din mielea, mie, mierea, hoitului leului? că e dulce mierea, zici. Și uite, s-a atins de ce era necurat. Alimentația nepotrivită în al doilea rând îți fură puterea. M-a întrebat odată cineva la o conferință, frate Timotei, e păcat să te uiți la filme. Am zis, bă, nu știu să răspund la întrebarea asta dacă e păcat sau nu, depinde ce vezi. Dacă tu te uiți la ăia care să bat, în împușcă, counter strike, ăla sare, îi dă cu piciorul ăla, cum să fie, că Dumnezeu zice să nu bat, să nu uci, să nu faci rău. Și tu te uiți. Dar eu nu mai am timp să fac așa ceva, știți de ce? Pentru că sunt încă familii care așteaptă să mă duc să fac o ungere cu un delem și să mă rog, și o să stau ore între să-mi pierd timpul la așa ceva. Ba, mi-a zis o, o, o femeie, era soție de pastor, ce frate am o ispită și eu mă gândeam că, bă, un copil, o problemă, un alt. Mă zice, joia de la ora 7 începe un serial din la Turcia, Și nu știu ce să aleg între studiu biblic și, și, serialul ăla. Și am început să-i predic, măcar că eram găzduit de ei, zic, să predică, mă doare lucrul ăsta. Și am zis așa, dar cum e serialul ăla? Și m când m am stat la cafea, m-am uitat și eu vreo 5 minute. Și era unul care zicea că a trădat-o a început să se plângă, deci totul era science fiction. Deci, și am zis așa, soră, cum ar fi ca eu să vin la dumneavoastră să zic, ieri am fost la New York, bă, m-am dat cu telecondol, am zburat 100 de metri în aer și culmea, după ce m-a aruncat trabulina, am căzut în picioare. M-am întâlnit și cu Biden puțin, am zis, bă, stai drept, ai grijă la scări să nu te împiedici. Și, și, și după aia zic, știi ce? Ce zici? Te-a mințit. Cum, v-ar plăcea să vă povestesc asta? Și zice, nu frate, cum adică? Nu mi-ar plăcea să mă uit. Exact așa facă ea, am zis. Își imaginează scenarii, un alt, ei câștigă bani din asta, dar dumneata pierzi bani și timp. Și timpul ăsta ar trebui să ți investești. De ce spun asta? Fiindcă am ajuns o generație de oameni slabi. Când frații se roagă aici, noi nu mai putem să ne rugăm. Când frații cântă, nu mai putem cânta. Știți de ce? Pentru că ne alimentăm cu ce nu trebuie și am pierdut puterea. Vorba lui Maria Mocanu, mi-a zis odată, zice, bă, ne-am dus și noi la un film la cinema. Bă, tot a insistat unul de mine și ne-am dus la București și ne-am uitat acolo două ore și la un moment dat m-am ridicat în picioare și am zis la ăștia care erau cu mine și acum hai să mulțumim Domnului pentru ce am văzut. nu <gângăt> zice, n am mers frate, ăștia s-au rușinat toți. Zice, deci nu merge, nu cum, pat, nu spun că e păcat, dar ascultați-mă, frații mei, sunt atât de ocupat cu Dumnezeu și cu lucrarea sa, încât mi sultă conștiința ca să pierd ore întregi la tot felul de lucruri care nu zidoare. Măcar dacă ar fi ceva adevărat, dar nu Ascultați-mă, contează foarte mult să ne alimentăm sănătos ca să avem puterea lui Dumnezeu. Că din cauza asta noi suntem o generație de oameni slabi și lipsiți de putere. Că ne alimentăm din hoitul leului și credem că nu ne afectează. Dar ascultați-mă, dacă toată ziua te alimentezi cu glume proaste, cu bancuri porcoase, cu colegi de muncă, n-ați observat, când stai în mijlocul mulțimii, te duci trei zile, stai de vorbă cu oamenii, discuți cu ei, păi parcă vrând nevrând se inoculează mentalitatea lor. Vezi ca ei, gândești ca ei, Încep să gestionez lucrurile ca ei și la un moment dat vii la adunare și spredică fratele Timotei. O, întoarce-te la Dumnezeu! O, lumea lui Dumnezeu! Dintr-o dată, bă, dar zice, ăsta are dreptate. Și cad o pâclă de pe ochii tăi. De ce? Pentru că între timp te-ai alimentat cu ce trebuie. M-am întrebat o dată, frate, care a fost secretul pentru care tu ai putut să te lupi, să treci curat, să poți căsători, să îți iubești nevastă și toate astea. Am spus, secretul meu a fost simplu. O peste 18 ani de zile de când nu lipsezi niciodată de la biserică. Că dacă Dumnezeu e tatăl tău, biserica trebuie să fie mama ta. La biserică l-am descoperit pe Dumnezeu, în cântare, în rugăciune, lipit de Dumnezeu, nu lipseam orice s-ar fi întâmplat. Mi-aduc aminte cu vreo 5 ani în urmă, cineva de la Milano a zis, frate, vino să-ți fac un concediu o săptămână, ia nevasta, sper să le mai vine idei de genul ăsta. Bun, și zice, vino că te ducem pe la Portofino, pe la lacul di Como, cinque tere, zone extraordinară, Și m-a dus vreo săptămână pe acolo. Bă, marți, marți, frații mei se adună la biserică, eu iubesc mult ziua de marți. Marți se adună la biserică, dar eu nu aveam biserică în zonă. Vă spun sincer că pe la ora șase, când știam că Sfinții lui Dumnezeu se adună la rugăciune, m-a bucat o durere lăuntrică. M-am dus în baie acolo unde eram cazat, m-am plecat pe covorul ăla, m-am plecat pe genunchi și am început să plâng și am zis, frații mei, sunt la rugăciune și eu nu sunt. Dar te rog că luzește-mă. Și am început să mă rog pentru ei, pentru mine, pentru casă, pentru familie. Nu pot să vă explic lucrul ăsta, dă un foc. Acum, vara asta am avut aproape zilnic evanghelizări. Și la un moment dat a venit un, un frate care e om de afaceri, prieten bun cu mine, în plena 40 de ani și mi-a zis așa, Timotei, vreau două zile să vii la munte, cu nevasta, cu familia, plătesc tot, mergem împreună. Bă, dacă plătești tot, slavă Domnului. Ne-am dus două zile, luni și marți. Marți seara... M-a văzut el că eram tot, mă foiam, eram, bă, ce facem? Și până la urmă am zis, bă, dar ai vreo biserică prin zonă. Bă, zice, tu ești culmea, cool, mă. Tu uite, mă, multe grătat. Da, mă, dar dacă e vreo biserică prin zonă, ce-ar strica vreo două ore? No, bun. Și căutăm, găsim o biserică baptistă. Ca să aflu că fratele de mult dorea să ajungă acolo. Baptist. O biserică de frați romi. Au am ajuns acolo, erau vreo 23 de membri, dar ei când au auzit că vin, au mai vorbit prin sat, pe acolo, în zona aia de munte unde eram, să mai vină vreo 10 nepocăiți, au venit acolo, am predicat, toți 10 în seara aia s-au predat, au ieșit în față, s-au întors la Dumnezeu. Ăsta a un pic supărat, că eu la ziua lui am plecat două ore, dar după că a venit cu mine, după zice, bă, ce dreptate ai avut. Dacă lipseam noi marți, ăștia unde mergeau? Știți de ce? Am o pasiune pe care nu o pot explica. Sunt momente în care pe mine veste, gata, nu mai e o evanghelizare, nu mai ai, nu mai ai, nu mai ai. Și rezist două, trei zile. Bă, două, trei zile rezist. Așa rezist. Dar după trei zile mă apucă un foc. Și zic, bă, eu nu am spus nimănui despre Dumnezeu. Știți de ce? Este o pasiune. Contează foarte mult cu ce te alimentezi. Și vreau să vă încurajez în seara asta: alimentați-vă cu Biblia, alimentați-vă cu Dumnezeu, alimentați-vă cu rugăciune, cu post, căutați Biserica, căutați Ființul lui Dumnezeu, pentru că dacă ne alimentăm sănătos, vom avea putere de la Dumnezeu. Și ultimul gând cu care închei, am depășit puțin, dar deja începe Dumnezeu să vă plătească extra acum. În ultimul rând, dragii mei, ca noi să putem avea putere de la Dumnezeu, și să nu pierdem, pentru că Samson și-a pierdut-o. În al treilea rând, spun că el și-a pierdut-o din cauza faptului că a avut asocieri nepotrivite. Nu poți sta lângă Dalila și să crezi că vei avea putere. Nu poți sta într-un mediu de oameni care totdeauna îți livrează vorbe păcătoase și ideologii de viață strâmbe. E foarte important lângă cine stai, pentru că prietenii sunt cartea noastră de vizită nescrisă. Și extrem de important să ne asociem cu oamenii lui Dumnezeu. Pentru că vrând nevrând vom fi și noi ca ei. împrietedește te cu cel înțelept și ce vei deveni înțelept. Stai lângă omul firez, lângă omul care nu are treabă cu Dumnezeu și o să vezi cum te vei stinge. Pentru că diavolul e maestru în asfura puterea. Și în această zi știi ce vreau să facem? Vreau să-i spunem lui Dumnezeu în felul următor, Doamne, dă-ne harul să luptăm pentru a ne păstra puterea pe care ne-ai dat. Ferește-ne, Doamne Isuse, de locuri în care n-ar trebui să ne ducem. Vrem să rămânem în perimetru Tău. Apoi, te rog, Doamne, dăm puterea să mă alimentez corect cu Tine. Să pot primi grană pentru sufletul meu în fiecare zi, ca să pot rezista până la capăt. Și apoi, te rog, Doamne, ajută-mă să fiu prieten cu prietenii Tăi. Să nu intru în anturaje și în asocieri nepotrivite cu oamenii care îmi vor răul, pentru că mai devreme să mai târziu îmi voi pierde și o puterea și harul. Vreau, Doamne, să stau lângă oamenii Tăi. Știți cât de important este să stai lângă oamenii lui Dumnezeu? Pentru că de la ei înveți principiile lui Dumnezeu. Ce m-a ajutat pe mine să-L iubesc pe Dumnezeu a fost faptul că de mic copil umblam cu frații păstori. La adunări generale elective, peste tot, oriunde mă duceam, stăteam lipit de ei. Pentru că m-a ajutat foarte mult să înțeleg principii. O, oh, nu vreau să merg condus în viață de circumstanțe. Ele sunt extrem de alabile. Dar vreau în viață să merg condus de principiile lui Dumnezeu. Pe asta le găsește în Biblie și la oamenii lui Dumnezeu. Și oamenii lui Dumnezeu vei vedea cum reacționează când sunt puși în situații limită. Vei vedea cum reacționează când presiunea este pusă peste ei. Vei vedea, mi-aduc aminte când eram la o generală și a fost pus -o într-o situație în care eu am zis, bă, acum cum va faci? Și Dumnezeu, într-un mod supranatural, le-a dat niște cuvinte profetice de am rămas și am spus, este, cred, nu, mi și a spus, care e secretul? Experiența nu mi-a spus. M-am rugat înainte de, de alegeri ca Dumnezeu să facă, să iasă bine și așa a fost. Stați lângă oameni care sunt plini de dragoste și de frică de Dumnezeu. Și o să vedeți că puterea va rămâne. Putem recunoaște în această seară faptul că de o grămadă de ori noi ne-am pierdut puterea din cauza greșelilor noastre. Uitați-vă la Samson. Stă lângă Dalila, la un moment dat îi taie pletele, pierde puterea și ajunge să moară concomitent cu filistenii. Și striga odată Balam: O, de-aș muri de moartea celor neprihăniți și sfârșitul meu o să fie ca a lor. David pe patul de moarte strigă Duhul Domnului este peste mine Ce mare har să poți sfârși alergarea cu bine Să nu pierzi puterea lui Dumnezeu pentru nimic în lume Amintiți-vă că în Matei 25 În pilda celor 10 vecioare Lupta s-a dat pentru putere, pentru un delem Știți ce e interesant? Că cele nechipzuite, fecioare nechipzuite Au venit la cele înțelepte și au zis Dați-ne de un delem Pentru că în vremea din urmă când se apropie momentul Când Dumnezeu să-și cheme biserica acasă prin frații tăi de la adunare, diavolul va vrea să atentezi la un delemnul tău, un conflict, o ceartă, lucruri nepotrivite, tot felul de ambiții, orgolii, tu să le spui, nu vreau să stau la astfel de sfaturi de clacă, nu mă băgați în hora voastră, pentru că eu vreau să am grijă de un delemnul meu. A pus Dumnezeu în mine o putere și vreau să am grijă de ea. Așa că oricât ați vrea voi să loviți, eu m-am înarmat cu Dumnezeu și lup să nu mi se fure puterea Duhului Sfânt. Îl deranjează pe diavolul când tu ca mamă continui să te rogi. Ar vrea să te vadă într-o zi de depresivă, descurajată. dar ce să-mi mai rog atâta? Îl deranjează pe diavolul tu când tu ca tată spui sunt preot în casa mea și voi posti și voi ruga și voi face ceea ce trebuie ca lucrarea lui Dumnezeu să înainteze. Tu să spui prin puterea credinței, strâng din dinți dacă e nevoie, mai țin încă o zi de post, mai spun încă o rugăciune, mai vin încă o dată la adunare ca puterea lui să nu mă părăsească. Haideți pe picioare! Aș vrea în aceste momente, dragii mei, să ne punem întrebarea aceasta. Unde suntem noi astăzi? Predica mea din această seară s-a numit Cine? Cine ți-a furat puterea? Vrei să fii onest pentru câteva momente, preț de un minut, două, când vom mai sta pe picioare? Să te uiți analizându-te atent în viața ta, să-ți dai răspuns în seara asta, Doamne, cred că aici e breșa prin care diavolul a pătruns, de aceea nu mai am eu disponibilitate de post, de rugăciune, de citirea Scripturii, de aceea nu mai pot iubi, de aceea biserica devine un loc plicticos pentru viața mea. Nu știu care este breșa prin care diavolul a pătruns, dar te rog în această seară, adună-ți puterile și spune Domnului, mai toarnă putere peste mine, Doamne să mai vină puterea ta peste noi. Biserica poarta cerului din Timișoara are nevoie de înviorarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Are nevoie de un foc sfânt noi cu toții. Avem nevoie de puterea lui Dumnezeu. Și indiferent de vremuri de împrejurări, să rămânem plini de puterea lui Dumnezeu. Și chiar dacă s-ar vărsa pe mari, noi să avem curajul că Dumnezeu este de partea noastră. oh, indiferent ce se va întâmpla cu lumea asta, am auzit și eu că și-a dat ministrul apărării demisia. Unii zic că e vorba de război, că unii ar vrea să bage România în război. Voi nu știu ce se va întâmpla, dar vreau să cred că voi rămâne plin de puterea lui Dumnezeu și voi crede că El este la, în, la cârma tuturor lucrurilor și El ține în mâinile Sale toate lucrurile și eu știu că istoria lumii, istoria familiei mele, istoria vieții mele se îndreaptă nu după direcția degetului lui Putin, nici a lui Biden și nu știu a cu Erdogan, nu! Istoria se îndreaptă după direcția degetului lui Dumnezeu și ei vei mai cere să-mi dea puterea să rap, să iubesc, să întind mână de ajutor, să pot să mă rog pentru cei disperați Să pot fi Să pot să fiu o mireasmă de la viață către viață O pâine care se frânge pentru cei flămânzi Și o apă vie pentru cei însetați O, Doamne, de putere robilor tăi o, Doamne, dă putere sufletelor noastre Haideți în această seară să ne plecăm capetele Și cu toții să venim într-o rugăciune Și să-i spunem lui Dumnezeu Avem nevoie de puterea ta, Doamne nu ne lăsa să ne pierdem prin negura vremii Nu ne lăsa să ne stingem Îndepărtează atacurile celui rău Nu vrem să vindem puterea ta pentru nimic Puterea ta Puterea ta nu e loc de comerț Puterea ta este cel mai depres lucru La care trebuie să ținem pentru că prin puterea Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu vom avea înaintare noi și casele noastre, noi și bisericile pe care le slujim, până când Dumnezeu ne va chema acasă și tot prin puterea Lui vom fi strămutați în Împărăția Slavei Lui.